Dragi elevi, să analizăm împreună o reprezentare grafică a structurii populației României pe vârste și sexe, numită piramida vârstelor. Această construcție grafică rezultă din combinarea două histograme, fiecare reprezentând efectivul populației de sex feminin, respectiv masculin, pe vârste sau grupe de vârstă. Ca urmare a scăderii efectivelor de populație, pe măsura înaintării în vârstă, benzile care indică numărul populației se micșorează permanent, dând reprezentării grafice aspectul unui triunghi isoscel, de aici și denumirea de piramida vârstelor. În cadrul acestei reprezentări, frecvent, populația este structurată, după criterii social-economice, în trei grupe funcționale de vârstă. Prima este grupa de vârstă tânără, cuprinsă în intervalul 0-15 ani, care reprezintă baza piramidei populației României. Următoarea grupă, cu ponderea cea mai mare din cadrul populației, este grupa de vârstă adultă, cuprinsă în intervalul de vârstă 16-64 de ani și care formează trunchiul piramidei. Iar ultima este grupa populației vârstnice, de peste 65 de ani, situată în vârful piramidei noastre. Marile evenimente istorice ale secolului trecut, împreună cu măsurile și efectele politicii demografice, se regăsesc sub forma unor zone mai înguste sau mai extinse ale piramidei vârstelor populației României. Amintim aici al doilea război mondial, măsura legislativă din anul 1966 sau căderea sistemului social comunist din anul 1989. Propun următoarea activitate de reflexie. Împreună cu ceilalți colegi și sub medierea profesorului clasei, realizați corespondența între principalele evenimente sau măsuri de politică demografică ale secolului trecut și inflexiunile piramidei vârstelor populației României, notate cu 1, 2, 3 sau 4. Piramida vârstelor ne oferă informații referitoare la tendința demografică prin forma pe care o poate avea ca urmare a efectivului pe care îl are fiecare grupă de vârstă și sexe într-o perioadă. Aceste forme pot fi de triunghi, cu tendință progresivă de întinerire a populației, forma de amforă, cu tendință regresivă de îmbătrânire a populației, sau forma de clopot, cu tendință staționară. Vă propun în următorul moment de reflecție. Analizați formele prezentate și încadrați evoluția populației României într-una dintre acestea. Și comentați o consecință pe viitor a formei identificate.